Salutare tuturor! Astăzi vorbesc despre ce au în comun zodiile Rac și Taur. Dintre toate planetele din astrologie, Luna are un rol deosebit de important, datorită influenței sale asupra emoțiilor, instinctelor și comportamentului. Luna este în domiciliu în Rac și în exaltare în Taur, deci sunt două demnități puternice, ceea ce sublinează legătura profundă și subtilă dintre aceste două zodii. Pe de altă parte, sunt și două semne feminine care formează între ele sextile, deci un aspect armonios. Pământ cu apă. Apa hrănește pământul, pământul ajută apa să nu se împrăștie în șapte zări. Așa că Luna reprezintă lumea noastră emoțională, subconștientul, instinctele și reacțiile intuitive. Este asociată cu feminitatea, maternitatea și protecția, având o influență puternică asupra modului în care ne simțim și ne exprimăm sentimentele. Luna reflectă nevoile noastre fundamentale de securitate și confort, influențând relațiile cu cei dragi și mediul domestic. Luna reprezintă, este și semnificatoarea mamei în astrologie. Deci când vă uitați la Luna din harta voastră natală, indică ce tipologie, ce arhetip este mama voastră în raport cu voi, relația mamă-copil. Pe de altă parte, dacă vă uitați în harta copilului vostru, puteți să vedeți Luna unde este plasată și cam cum vă percepe copilul și ce relație aveți cu copilul vostru. Bine, este o chestie, nu este de ajuns să te uiți doar la Lună, dar acum, tot vorbind despre acest luminariu, am adus vorba și de relația mamă-copil. Luna în domiciliu în Rac se simte foarte confortabil și este foarte puternică. Intensifică trăsăturile emoționale și intuitive ale acestui semn. Aduce o sensibilitate profundă, empatie și o legătură puternică cu familia și trecutul, și mai ales cu mama. Luna în exaltare în Taur este o poziție foarte favorabilă. Exaltarea sugerează o manifestare înaltă și armonioasă a energiei Lunii. În Taur, Luna aduce o stabilitate emoțională, apreciere pentru confortul material și plăcerile senzoriale. Nativii cu Luna în Taur sunt adesea calmi și liniștiți, valorificând securitatea și frumusețea în viața lor. Ca principale caracteristici care sunt oferite de Luna în Rac, în harta unei persoane, aduce ca efect sensibilitate și empatie. Nevoia de a avea legături puternice cu familia, cu clanul, cu strămoși, cu țara de origine. Aduce o memorie foarte bună și o atracție către tot ce ține de trecut, istorie, arheologie. Pot fi niște oameni care știu foarte multe dacă sunt puși pe a afla informațiile și ține minte. Nevoia de securitate emoțională. Pe când Luna în Taur aduce stabilitate emoțională și pragmatism, apreciere pentru plăcerile senzoriale, știe să-și folosească cele cinci simțuri într-o manieră armonioasă, loialitate și devotament, perseverență. Care ar fi elementele comune privind Racul și Taurul? Păi amândouă semnele, unde Luna este puternică, au nevoie de securitate. Securitate emoțională la Rac, securitate materială la Taur. Loialitate și devotament în relații. Racul este se atașează foarte mult de cei dragi și, pe lângă faptul că ei pot fi loiali și devotați, într-un fel au și ei pretenția ca ceilalți să fie la fel. Taurul și el este loial și devotat și are un simț practic mai dezvoltat. Aprecierea pentru confortul personal. Atât Racul, care îi place să aibă o casă frumoasă, o zonă de confort,
acolo unde se simte cel mai bine și cel mai protejat, casa, căminul și familia, și taurul, care face din casă un fel de artă, o zonă în care totul este minunat, totul arată bine, miroase bine, te simți bine, nu-ți mai vine să pleci de acolo. Aceste două arhetipuri, rac și taur, mai au ceva în comun. Le place mâncarea și le place să și gătească. Sunt buni bucătari. Ce îi diferențiază? Păi racul este mai emoțional, taurul este mai pragmatic. Racul este mai sensibil, taurul este mai stabil. Racul este mai introvert, taurul e mai extrovert. Cât de compatibil sau complementar, cât de bine se înțeleg aceste două zodii? Păi spuneam că se creează un sextil, un aspect armonios între cele două zodii. În relațiile romantice, racul și taurul formează un cuplu armonios datorită valorilor comune și a dorinței de securitate și stabilitate. Racul aduce profunzime emoțională și empatie, în timp ce taurul oferă stabilitate și confort material. Și această combinație poate crea o relație echilibrată și durabilă, în care fiecare partener își găsește împlinirea și rolul. În prietenii și parteneriate, aceștia se completează reciproc. Racul oferă sprijin emoțional și înțelegere, în timp ce taurul aduce practicalitate și suport constant. Aceștia pot colabora eficient, fiecare contribuind cu abilitățile și talentele și perspectivele sale unice asupra a ceea ce au de făcut împreună. Care sunt provocările și lecțiile de învățat? Deși racul și taurul au multe în comun, există și anumite provocări. Racul poate fi unor prea sensibil și reactiv, ce poate irita taurul, pentru că racul o ia cam personal, așa. Pentru că taurul preferă stabilitatea și calmul, nu îl scos prea mult, prea repede din ale lui, decât dacă insiști foarte mult și atunci trebuie să te dai la o parte. Taurul poate părea insensibil sau prea materialist pentru rac, care valorifică profund lumea emoțională. Comunicarea și înțelegerea reciprocă sunt esențiale pentru a depăși aceste provocări și pentru a menține o relație armonioasă. Se știe că orice planetă este activată foarte mult de casele cele mai relevante din hartă, casele 1, 4, 7, 10. Când Luna este în casa 1, influența sa este extrem de puternică, având influență asupra personalității nativului, dar și a fizicului și a vitalității. Nativii respectivi sunt adesea sensibili și intuitivi, cu o prezență emoțională puternică. Atât racul cât și taurul cu luna în casa 1 vor manifesta trăsăturile lunii într-un mod evident și profund în viața lor de zi cu zi. Având în vedere că luna este în casa 1, înseamnă că și ascendentul este în rac sau în taur, pentru că întotdeauna ascendentul e în casa 1. Luna în casa 4 este casa naturală a racului și stăpânește familia, rădăcinile și casa, mediul domestic. Luna în această casă accentuează importanța securității emoționale și a legăturilor familiale. Nativii cu luna în casa a patra vor fi profund atașați de casă și familie și mai profundă, valorificând tradițiile și relațiile apropiate. Dacă luna este în casa a patra în taur, taur având o abordare mai practică, toată lumea din familie se poate baza pe el, pentru că el vine cu soluții practice. Luna în casa a șaptea. Casa a șaptea are legătură cu relațiile și parteneriatele de orice fel. Luna în această casă sugerează o nevoie puternică de conexiune emoțională în relațiile cu cei din jur. Racul și taurul cu luna în casa a șaptea vor căuta parteneri care să le ofere securitate și suport emoțional, fiind loiali și devotați în relații. Luna în casa a zecea stăpânește cariera, scopurile majore în viață, imaginea publică. Luna în această casă indică o nevoie de a găsi securitate și satisfacție emoțională în carieră. Adică, mai pe românește, să faci ceea ce simți, ceea ce te satisface emoțional.
Racul și Taurul cu luna în casa a 10-a vor căuta să-și construiască o carieră care să le oferă stabilitate, să le permită să-și exprime emoțiile și valorile personale. Conjuncțiile lunii cu alte planete pot aduce nuanțe și influențe suplimentare. De exemplu, o conjuncție între Lună și Venus poate aduce o sensibilitate emoțională rafinată și o apreciere pentru frumusețe și plăceri senzoriale. Racul și Taurul cu acest aspect vor fi extrem de romantici și orientați spre relații armonioase. Luna în conjuncție cu Marte poate aduce impulsivitate emoțională și reacții puternice. Racul și Taurul pot experimenta conflicte interne între dorința de securitate și nevoia de a acționa clar și rapid. Trigoanele și sextilele sunt aspecte armonioase care aduc influențe pozitive și facilitează exprimarea naturală a energiei lunii. Luna în trigon cu Jupiter, de exemplu, poate aduce optimism și expansiune. Racul și Taurul cu acest aspect vor avea o atitudine pozitivă și o capacitate de a se bucura de viață și de plăcerile ei. Luna în sextil cu Saturn, de exemplu, aduce stabilitate emoțională și disciplină. Racul și Taurul cu acest aspect vor fi capabili să-și gestioneze emoțiile cu maturitate și să construiască relații durabile și stabile. E adevărat că aduce și o notă de seriozitate și reținere sau prudență, dar chestia asta poate să folosească în multe situații în viață. Quadraturile și opozițiile sunt aspecte provocatoare, care pot aduce tensiuni sau conflicte, dar și oportunități de creștere și de dezvoltare personală, pentru că trecem peste anumite blocaje și putem merge mai departe. Luna în quadratură cu Uranus, de exemplu, poate indica instabilitate emoțională și dorința de libertate. Racul și Taurul cu acest aspect pot experimenta conflicte între nevoia de securitate și dorința de independență. Una e cu securitatea emoțională și altul e cu securitatea materială. Luna în opoziție cu Neptun, de exemplu, poate aduce confuzie emoțională și prea mult idealism. Racul și Taurul cu acest aspect pot avea dificultăți în a distinge între realitate și fantezie în relațiile lor, necesitând mai multă claritate și discernământ. Acum uitați-vă unde aveți luna, dacă aveți în Taur sau în Rac, ce aspecte formează în hartă, în ce casă e. Aștept întrebările și comentariile voastre în descrierea acestui vlog. Până data viitoare, vă doresc numai bine! Pa, pa!